Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi împreună vine de evantai de post. Este o rețetă extrem de simplă, pe cât de aspectuoasă și de gustoasă, pe atât de ușor de făcut. Nu e nevoie de foarte multă îndemânare. Trebuie doar puțină atenție și imediat se face. În 10 minute am făcut o mâncare extraordinară. Poate fi aperitiv, poate fi fel de bază. Să știți că atunci când scoți din cuptor o astfel de vânătă, evantai și o pui pe masă, oaspeții sunt extrem de încântați. Iar pentru familie, ce să spun? Se bat turcii la gurile noastre pentru că e atât de bună vânăta aceasta, evantai, încât cred că mai bine probați rețeta decât să stau eu să o laud. Este ceva deosebit. Haideți să vedem ce avem nevoie pentru această rețetă. O vânătă, aici eu am o vânătă cam de 400 de grame aproximativ, două roșii tăiate felii subțiri, o ceapă mică tăiată rondele, cât mai fine posibil, ceapa cam de 50 de grame, un cățel de usturoi mare sau doi mai mici, un ardei gras, eu aici am jumătate de ardei gras pentru că este din acela foarte mare, sare, piper și puțin ulei. Atât. Rețeta este foarte simplă. Haideți să vedem cum facem. Prima dată tăiem puțin din codița aceasta, aici, părțile care sunt. Așa. Ca să rămână codița, dar să nu ne încurce. Puteți să o tăiați de tot, dar se vede frumos dacă rămâne acolo. Acum, tăiem vânăta felii, dar nu până la capăt. Deci să obținem un evantai. Așa. Aveți nevoie de un cuțit bine ascuțit, da? Feliile noastre trebuie să fie de o grosime cam de 7-8 mm, maxim un centimetru, nu mai mult de un centimetru, dar nici mai subțiri de 7-8 mm. Atât. Și avem o vânătă evantai. Frumoasă. Acum, luăm sare, atât, da? Cât am luat cu 4 degete și presar. Încă o dată iau sare și presar la fiecare felie. Atât. Frământăm puțin. Și lăsăm vânăta deoparte pentru 10 minute, un sfert de oră, ca să-și lase această apă. Am lăsat deoparte, uitați câtă zeamă și-a lăsat vânăta noastră. O mai stoarcem un pic, uitați că mai curge încă din ea. Aceasta este zeama amară. Și o dăm deoparte. Vânăta noastră s-a înmuiat foarte frumos. Ia uitați-o ce frumos arată. Acum, presărăm piper puțin. Așa, foarte bine. Usturoiul. Să așezăm direct în tava de copt. Acum, venim și punem felii de usturoi peste tot. Și acum așezăm ceapă.
roșii. Și ardei eu. Deja este un curcubeu de culori. Ca miros, deja miroase foarte bine. Să vedem după ce îl preparăm. Punem acum puțin ulei deasupra de măsline. Cam o lingură de ulei adăugăm. Și avem grijă să curgă în fiecare felie. Atât. Acoperim cu folie de aluminiu. Dăm la cuptor la o temperatură de 220 de grade pentru 20 de minute. Apoi scoatem folia și lăsăm să se rumenească. Acestea sunt vinetele evantai de post. Miros absolut senzațional. Doamne, cât de bine miroase vânătatea aceasta. Se simte mirosul de ardei, se simte mirosul de vânătă coaptă, se simte mirosul de usturoi. Este ceva de vis. Vă recomand să probați rețeta. Pentru un plus de gust, un truc. Dacă nu sunteți la dietă care vă împiedică să consumați mult ulei, vă recomand, acum după ce ați scos-o din cuptor, să turnați un firice de ulei de măsline extra virgin. Atât, crud, ca la o salată. Gustul va fi absolut deosebit. Gândiți-vă la gustul de ulei de măsline cu vânătă, cu roșie și cu ardei gras, cu ceapa aceea. Hai să spunem că este un fel de zacuscă de vine te aduce puțin. Cu ceva imam baialdă. De ce nu? Probați rețeta. Apoi reveniți și spuneți-mi cu ce seamănă la gust. E ceva deosebit. Cu adevărat bun, arată grozav de bine și vă garantez eu că nu veți simți că mâncați ceva de post. E delicioasă. Eu aș mânca așa ceva în fiecare zi. Probați rețeta și apoi reveniți să-mi spuneți cum vi s-a părut. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă invit să vă abonați pe acest canal și pe blogul Poftă Bună cu Gina Bradea, unde veți găsi mai multe rețete. Totuși, mei sunt de acord cu mine că când fac finalul la o rețetă, trebuie să-l atre și ei afară. Asta e. Vă mulțumesc!